În urma solicitării Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava și a raportului aprobat de prim-ministrul României, Florin Vasile Câțu, marți 15 iunie au ajuns în județul Suceava ajutoare în vederea operaționalizării unor centre de vaccinare la punctele de trecere a frontierei. În vederea continuării activității de prevenire și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în scopul măririi capacității de vaccinare la nivelul județului Suceava, în baza articolului 4 aliniatul 1 litera E din Ordonanța de Urgență numărul 21 din 2004, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a solicitat către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale acordarea unui ajutor umanitar intern de urgență prin scoaterea de la rezervele de stat cu titlu gratuit a cantității de două construcții ușoare din elemente modulare, două radiatoare electrice și elemente de caz-armament aferente 10 paturi, 10 saltele, 10 pături și 10 ceașafuri. Acestea vor fi destinate organizării unor centre de vaccinare în zonele de trecere a frontierei de pe teritoriul județului Suceava, destinate vaccinării împotriva COVID-19 a pasagerilor aparținătorilor acestora, respectiv a altor cetățeni doritori. Bunurile primite au fost distribuite astfel. La punctul de trecere a frontierei Siret, o construcție ușoară din elemente modulare, un radiator electric, precum și elemente de caz armament aferente 5 4, 5 satele, 5 4 și 5 ceașafuri. La punctul de trecere a frontierei din cadrul aeroportului internațional Ștefan cel Mare din Suceava, au fost distribuite o construcție ușoară din elemente modulare, un radiator electric, precum și elemente de caz armament aferente 5 4, 5 saltele, 5 pături și 5 ceașafuri. După încetarea efectelor pandemiei, produsele rămân la dispoziția Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, urmând a fi folosite pentru protecția populației în cazul apariției altor situații de urgență pe raza județului Suceava. Prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, consideră oportună constituirea unor centre de vaccinare în punctul de trecere a frontierei Siret, respectiv punctul de trecere a frontierei din aeroportul internațional Ștefan cel Mare, având în vedere fluxul ridicat de tranzitări prin cele două puncte de trecere. Subprefectul județului Suceava, Salup Alexandru, a însoțit cele două transporturi pentru a se asigura de bună desfășurare a transportului și a instalării echipamentelor.